La Spitalul Raional Nisporeni a fost deschisă unitatea primirii urgențe. Aceasta a fost modernizată conform standardelor internaționale. Astfel, pacienții se pot bucura de servicii medicale de urgență calitative și eficiente. Unitatea primirii urgențe a fost deschisă în Spitalul din Nisporeni, în baza secției de internare. S-au pregătit încăperile. Cu ajutorul Consiliului Raional, cu ajutorul fondatorului, s-a făcut reparații, s-a procurat utilajul necesar câștigând un proiect finanțat de Compania Națională de Asigurări, Fondul de Dezvoltare a Prestatorilor de Servicii, și instruirea personalului, de acum am făcut-o noi aici pe loc și în unul din spitalele republicane. Dacă până acum era un singur post de asistenț medical, acum avem două posturi de asistenț medical, avem medic 24 din 24 de ore, echipe de medici și practic s-a îmbunătățit calitatea asistenței medicale simțitor. Unitatea a fost dotată cu mobilier modern și cu echipament medical performant, cum ar fi ultrasonograf cu mai multe sonde, ventilator pentru respirație artificială, defibrilator, videofibră, endoscop, cardiograf, laringoscop, paturi multifuncționale și multe altele. De asemenea, în cadrul unității primire urgențe, pacienții sunt triați conform codurilor internaționale. Roșu, urgențe majore cu risc vital, galben, urgențe grad mediu și verde, urgențe minore. Astfel, asistența medicală se acordă pacienților după principiul de gravitate a stării generale, primii fiind preluați pacienții al căror risc vital este evaluat în triaj, cât și bolnavii pentru care există un risc de agravare rapidă. În afară de aceasta, în unitatea primirii urgențe, pacientul vine, el beneficiază de investigații de laborator 24 din 24 de ore. Tot aici avem serviciu radiologic, serviciu de endoscopie și serviciu de ultrasonografie. Adică țelul acestor departamente este ca pacientul de urgență să intre și într-un timp record să poată beneficia de toate investigațiile necesare pentru a expune un diagnostic și o conduită de tratament. Dar se vorbește strict numai de pacienții de urgență. Anterior, în secția de primire, tot erau careva echipamente. Laboratorul era, noi laboratorul l-am dotat mai devreme. Serviciul radiologic este dotat foarte modern și tot mai devreme. Și acum, practic, am suplinit ceea ce lipsea. Șeful secției susține că, datorită noilor condiții, medicii vor interveni mai rapid în situații în care viața oamenilor este în pericol. Acum au la îndemână toate echipamentele necesare de care depinde tratarea în cazuri de urgență. De obicei, cabinetele sunt evaluate cu culori, după complexitatea bolilor și fiecare culoare are necesarul de tehnici de care este nevoie pentru a acorda asistență medicală. La moment, unitatea de primire urgent este dotată cu tot instrumentariul necesar pentru a menține indicii vitale a unui pacient și de a acorda asistență medicală ca unitate independent fără pacientul să fie transferat în alte secții. Pacienții recunosc că unitatea primire urgențe dispune acum de toate condițiile necesare și oferă asistență medicală non-stop de calitate. Clar, lucru că îi mai vine foarte bine, frumos, s-a schimbat mult. Și interiorul și exteriorul, tot s-a schimbat spre bine, spre binele oamenilor. Nici nu ne închipuim în ziua de astăzi fără așa aparataj, fără așa utilaje. Mulțumim de tot ce s-a făcut. Foarte frumos, foarte examinat frumos, cum e aranjat atât frumos, pacienții sunt primiți de medici, uita m-am trecut uzi. Sunt vizibili, dar e foarte frumos cum. Da, ne place tare. E cadă, ghinic, prinesc frumos, nu ca înainte, mai greu era, dar mă uită mai bun. Foarte mult s-a modernizat, e foarte bine și foarte frumos în Spitalul Raional Nisporeni. Era mai puțin utilaj, mai nu atâta confort. Acum e foarte bine, fetelor. Suplinirea unității primire urgențe a Spitalului Raional Nisporeni cu echipament medical performant a costat circa 1 milion de lei. Banii au fost oferiți de Compania Națională de Asigurări în Medicină.